Bine ai venit, stimate telespectatoare, stimate telespectatori, e miercuri, ora 4, iată-ne împreună. După ce ați făcut exercițiile cu prietenul și fratele nostru Vasile în 12 pași, astăzi, acum împreună cu mine, vorbim despre alți 10 pași. Pentru că nu e așa, astăzi avem o vibrație 10, adică cele 10 degete care formează împreună cele două mâini, o vibrație 1 ca atare, căci 1 cu 0 am învățat de atâtea ori, rămâne tot 1, adică o zi de început. Sigur că acest 1, acest 10 este format și din cele 5 părți de început, adică primele 5 care aparțin zilei de astăzi, 14. La mulți ani încă o dată, domnișoară, doamnelor, suntem în luna mărțișorului, în luna iată primăverii, a renașterii. Astăzi e o zi de 14, la mulți ani celor născuți pe 14, unii ca mine au jumătate de an de vârstă, la mulți ani și lor. Mergem înainte cu cele 5 și 10 degete, cu cele 1, 2 mâini cu care ne naștem, trăim și plecăm. Să vedem ce facem cu ele, cum ne folosim de aceste informații care ne parvin pe această cale, să zicem, numerologică, a numerilor, a simbolurilor, a semnificațiilor. Deci suntem într-o zi de 14, 14 înseamnă ca și 5, ca și 23, o vibrație 5, 5 este, nu-i așa, mijlocul scalei de la 1 la 9, a scării, dacă vrei, cu 9 trepte, este mijlocul care dă echilibru, dar dă și deschidere. Este egal depărtat de cele două capete, este ca atare un loc în care ne simțim cel mai confortabil, cel mai sigur, dacă vreți, căci echilibru nu-i așa aduce senzația, da? Percepția de siguranță, de stabilitate și așa mai departe. Cinciul acesta care este la mijloc între 1 și 9, dar și cinciul acela a scaunului sau mesei cu 5 picioare care au o stabilitate, după cum știm, foarte bună. Există și stabilitatea lui 3, nu-i așa? Scaunul și masa cu 3 picioare, cele care sunt așa de răspândite în cultura noastră populară și nu numai, dar vorbim astăzi despre 5, despre echilibrul lui 5, despre deschiderea lui 5, pentru că suntem într-o zi de vibrație 5, psihologică, de interior, și dacă e să găsim interiorul, e clar că începem cu interiorul, echilibru, e clar că începem cu interiorul, acolo îl căutăm, de acolo putem să-l externalizăm, să-l exteriorizăm, să-l manifestăm. Deci vibrația de interior este 5, o să vorbim despre 5 imediat, dar să nu omitem că este o zi de 15 martie 2018, nu este un 14 așa golaș suspendat undeva, ci este concret ziua de 14 martie 2018, ceea ce înseamnă că la cele 5 de plecare, nu? 1 cu 4, 5, adăugăm luna martie care sunt 3 și am găsit 8, deci factorul de schimbare de astăzi ar fi 8, după cum mai adăugăm și cele două bețișoare de la anul în curs, 2018, este un an 2 al asocierilor, am vorbit de atâtea ori, o să mai vorbim, iată, suntem deja la mijlocul, mâine, mijlocul acestei a treia luni, a sfârșitului primului trimestru, zboară timpul ceva extraordinar. Deci vorbim despre o vibrație 10 sau 1, cum am mai spus, cum știi și tu, bineînțeles, un 1 care înseamnă începutul unui nou ciclu de 9 trepte, de 9 popasuri, halte, gări, episoade, cum îți vine, așa e bine. Fiecare avem percepțiile proprii, funcție de foarte, foarte multe componente. De la educație, chiar dinainte de educație, moșteniri genetice, karmice și așa mai departe. Dar, una peste alta, este vorba despre cele 9 etape pe care le parcurgem, una după alta, da? De la o zi la alta, de la un episod la altul, astăzi fiind în prima zi, în startul acestui nou ciclu de 9 zile, am vorbit, mai spunem o dată, energie foarte puternică, se combină și cu energia anotimpului, să zicem, suntem într-un anotimp năvalnic, energetic, vibrant, da? Care agitat, aș spune eu, da?
uneori chiar nervos. Vedeți și voi schimbările destul de însemnate de temperatură de la o zi la alta, de la o săptămână la alta, în sus, în jos, înapoi în sus, înapoi în jos. Dimineața ploua, pe urmă a fost senin, acum s-a înnorat din nou și tot așa. Deci această energie a zilei de 1, a zilei de destin 1, da? A datei calendaristice de astăzi, da? 14 martie 2018, 1, această puternică vibrație, această puternică energie a acestei zile se combină cu aspectele astronomice, astrologice, naturale în general, această energie de primăvară care nu-i așa are vântul acela puternic care are menirea să schimbe, să primenească, să facă loc începutului unei noi ere, unui nou ciclu, dacă vrei, natural, primăvară, vară, toamnă, iarnă. Deși anul a început la 1 ianuarie, deși astronomic, da, solstițiul a fost pe 22, deci a început chiar înainte de anul nou calendaristic, iată, începem totuși un ciclu care ar fi să înceapă cu primăvara, deși întotdeauna se poate începe cu oricare dintre ele și, dacă vrei, la rigoare, pentru ca să izbucnească această nouă vegetație de primăvară, da? Caracteristică primăverii, a fost nevoie de luna din, de ciclul dinainte, de anotimpul dinainte, în iarnă, unde s-au gestat, s-au pregătit, da? Au gestat, s-au pregătit condițiile pentru ca sămânța să izbucnească, mugurii și așa mai departe. Iată, în zilele următoare așteptăm florile de primăvară, așteptăm pe urmă frunzele și așa mai departe. Suntem deci într-un plin proces de reînnoire, este o forță care se manifestă în tot regnul vegetal, dar acesta are legătură cu toate celelalte regnuri, ca și celelalte de altfel, astfel încât în noi, vorbim despre noi, că noi suntem cei care ne-am întâlnit astăzi aici pe unde, tu și cu mine, în noi aceste forțe vegetale se manifestă de asemenea, nu doar în grâul de pe câmp sau în pomi sau în toată gama vegetală, ci și în aspectele noastre vegetale. Am mai vorbit și mai spun o dată, prima forță ciudată pentru mintea noastră mecanică este osmoza, aceea care face ca o componentă firavă, cum ar veni o plântuță foarte subțirică și micuță, să poată învinge gravitația, acea forță de speriat, de ignorat, da? Care le aduce cu picioarele pe pământ în sensul bun, dar și în sensul mai puțin bun, în sensul general vorbind, deci nu bun sau rău, ci pur și simplu general. Deci gravitația care, iată, este învinsă de această osmoză, de această forță specifică regnului vegetal care se manifestă și în noi. Nu am fi noi copaci, sau poate suntem și nu ne dăm seama, dar osmoză avem. Și osmoza aceasta se manifestă cu precădere, cu forță, cu o forță de reînnoire foarte mare în această perioadă, în acest interval al primăverii, drept pentru care te invit să o folosești, să știi că în tine există, iată, resorturi care te ajută să te ridici, să te ridici din adormirea de peste iarnă. Sper că n-ai hibernat, dar oricum ai încetinit, cu toții am încetinit o serie de procese și de mișcări și așa mai departe, să te ridici deci din iarnă, din boală, din nemișcare, din blegeală, cum se mai spune să mă ierți, din adormire de tot felurile, nu doar cea de peste noapte. Există așadar oferta, și te rog să o folosești, a acestei forțe vegetale, dar vegetale încă o dată înseamnă partea întregului, regnul vegetal aparține întregii creații, așa cum aparțin și celelalte regnuri, și cel mineral, și cel animal, și omul, dacă ar fi să fim un fel de regn, nu știu unde ne încadrăm,
fiind în cununarea creației, așa cum multe, multe, multe religii o spun și nu cred că ar fi cazul să combate, am fi și noi pe aici, printre aceste regnuri care se manifestă în noi, le cuprindem și ne cuprind, fără ca să fi pietre sau plante sau animale. Suntem oameni și ne bucurăm de acest statut. Astăzi, deci, este o forță de interior, de echilibru, de deschidere pe care te invit să o folosești, sigur. Ca de obicei, îți aduc aminte că ai o forță cel puțin egală, tot de interior, funcție de data nașterii tale, deci un ciclu personal, da? Același tip de ciclu, dar personal al tău în funcție de factorul de schimbare, deci de funcție de când te-ai născut concret luna și anul, care fac ca nu toți să fim astăzi într-o zi de 5, în funcție de acel factor de schimbare putem să ne calculăm. Sigur că, apropo de asta, ar trebui să înțelegem că ziua personală poate fi înțeleasă de la naștere încoace, pentru că atunci când îți spuneam că eu am factorul de schimbare 5, eu m-am născut într-o zi de vibrație 5 și culmea este că și vibrația interioară era tot 5, pentru că luna mea de naștere fiind 9, da? Nu influențează, nu pervertește, nu schimbă această vibrație. Întâmplător, la mine factorul de schimbare coincide cu vibrația de interior, dar atenție, eu m-am născut într-o zi de 2, pentru că se adună toate, inclusiv anul, într-o vibrație generală 2, plecând eu cu 5-ul, da? Sunt niște schimbări, niște deplasări. De altfel și astăzi, dacă vreau să calculez, factorul meu de schimbare 5 se adaugă la total, da? Și sunt într-o zi de vibrație 6, că am zis că e 1, 1 și cu 5 e 6, iar dacă vreau să știu vibrația mea de interior, adun la vibrația zilei de astăzi, acel 5 și cu 5-ul meu împreună fac 10, adică suntem, eu sunt și toți cei născuți cu un factor de schimbare 5 într-o zi de 1. Din punct de vedere personal, da, a vibrației mele psihice personale, eu sunt la un început de ciclu și spuneam că uneori lucrurile se combină foarte interesant, se potențiază atunci când avem de-a face cu vibrații asemănătoare sau rezonante, congruente. Sunt tot felul de asocieri, așa cum și în astrologie știi că există tot felul de combinații favorabile și unele mai puțin favorabile. În speță la mine se combină, rezonează congruentă vibrația mea personală de interior cu vibrația de destin, vibrația generală, cum am mai numit-o noi, a acestei date calendaristice, care este tot unul. Sunt unul înăuntru, am o vibrație unul generală, pământeană, să zicem, umană, a umanității 5 și din nou o vibrație de exterior 1, respectiv 6 la mine. Deci am 1, 5, adică 5, 1, 1, 6. Bun. Fiecare dintre noi suntem asemenea combinații și îți spuneam că dacă vrem să înțelegem pe bune, cum se spune, cum e cu numerologia și cum e cu influențele diferitelor cifre, numere, vibrații și așa mai departe, trebuie să pornim de la început și începutul este 1 și numai 1 și în acel 1 intră toate. Dacă îl înțelegem bine pe 1, sigur că toată viața, toată călătoria pe care o facem și tu și eu și ei și ea și toți ai noștri, e menită să înțelegem tot mai mult, dar loc de cunoaștere suplimentară este întotdeauna rămas suficient. Îți pomeneam de mari învățați ai omenirii care după o viață de studiu au spus: domnule, am studiat toată viața, am citit zeci de mii de volume, să zicem, ca să aflu că nu știu nimic, adică că nu știu nimic față de cât ar fi de știut, nu față de Gheorghe Vasilică sau altă persoană care a citit 20, 200 sau 2000 de cărți. Bun. Deci spuneam că avem această ofertă și această înțelegere că toate
provin din unul și unul le cuprinde pe toate, iar religia ne spune foarte clar, toți una suntem, că e religie creștină de care aparține marea noastră majoritate, dar și alte religii se referă la acest unul, la acest întreg, din care provin toate, și atunci înțelegem că toate, fiecare în parte, fiecare dintre noi care suntem componente acestui întreg, acestui unu, avem locul și rolul nostru. Nu e nevoie să înlocuim pe cineva, nu e nevoie să eliminăm pe cineva ca să putem să-i luăm locul. Asta e o percepție șchioapă, defectă. Cum vrei să-i spunem, loc este pentru toată lumea și nimeni nu poate să ia locul nimănui, niciodată, nicăieri, dacă vrei, absolut așa, pentru că, nu-i așa, loc este pentru toată lumea și fiecare dintre noi și tu și eu mergem, suntem, evoluăm, ne manifestăm din locul nostru, în rolul nostru, cu scopul nostru, cu destinul nostru, cu obiectivele noastre și așa mai departe, personale, evident, personale, unice, ca tine nu e nimeni, ca mine nu e nimeni și nici nu trebuie să fie altcineva la fel ca tine sau ca mine, ar fi și plictisitor și poate deranjant. Așa că, în atitudinea noastră față de toți cei din jurul nostru, mai apropiați sau mai îndepărtați, mai ocazional sau mai de permanent, da? De permanență, e bine să ține minte acest lucru, că loc e pentru toată lumea și atunci atitudinea mea este una și numai una de îngăduință, de acceptare, de chiar aprobare, dacă vrei. Dacă eu înțeleg, tu, el, ea, fiecare de noi, ce e pe aici, cine sunt eu și cum e întregul, adică cu, a toate cuprinzător, atunci aprob existența și a ei, și a lui, și a ta, și a ăluia, și a celuilalt, și a celeilalte, a tuturora, a fiecăruia în parte, aprobare care înseamnă acceptarea lui sau a ei, după caz, exact așa cum este, înțelegând că modul în care eu îl percep, evident că este diferit de modul în care îl percep ceilalți din jurul meu, și apropo de asta, poate ai trecut prin ocazii de genul ăsta în care, criticând pe cineva, ai văzut din partea celui cu care vorbeai așa o reținere sau chiar o negare a ceea ce afirmai, pentru că el sau ea îl percepea pe acela, o percepea pe aceea altfel. Nu odată ni se întâmplă chestia asta explicit sau mai puțin, vizibil sau mai puțin, dar se întâmplă și dacă suntem corecți cu noi înșine, evident că aici se manifestă prima corectitudine. Dacă aici se manifestă, ea se reflectă în tot ceea ce înseamnă legătura cu exteriorul. Deci dacă suntem corecți, înțelegem că modul în care noi l-am perceput sau am perceput-o pe respectiva persoană este altfel decât al celorlalți și atunci e bine să ne abținem nu făcând mare eforturi, ci pur și simplu să avem un program de abținere, dacă vrei, să fie starea noastră naturală de a ne abține în a cataloga, în a evalua chiar, în a eticheta persoanele din jurul nostru. Etichetele noastre nu se potrivesc nici cu etichetele celor din jur, dacă ar fi să punem și să fim plini de etichete și tu și eu și toți confrații noștri, și nici într-un caz nu se potrivesc cu ceea ce persoana respectivă reprezintă. Ca să nu mergem foarte departe, fă-ți o analiză proprie, cum ai auzit de-a lungul vremii că ai fost etichetat, știut sau neștiut, discret sau mai puțin discret de cei din jurul tău, și o să fii de acord cu mine că e cu totul altceva ce au văzut alții în tine față de ceea ce tu vezi în tine, tu simți în tine, tu manifesti sau măcar ai vrea să manifesti. Și aici este o mână întinsă de ajutor să înțelegi că nu întotdeauna ceea ce vrei să exprimi se și exprimă sau se percepe de cei din jur. Poate că aici
ai de lucrat, avem cu toții, cu siguranță, să ne străduim ca ceea ce lăsăm să înțeleagă lumea din jurul nostru să fie în concordanță cu ceea ce noi dorim să fim, să manifestăm, să exprimăm. Bun. Suntem într-o zi de 1, am spus, de cunoaștere de sine, de început de drum, și ca să mergi bine pe drumul ăsta, că are 9 etape sau 900 sau 9000 de etape, de zile, de componente, este un început, și începutul bun ține în mare măsură de cunoașterea scopului și duratei, cum se zice, dar și de persoanei care face această călătorie, adică a ta personal. Ca să te cunoști, încă o dată, schimbă-ți maniera de a te exprima, de a percepe până la urmă, chiar înainte de a te exprima, pe cei din jur, înțelegând că ei sunt așa exact cum trebuie să fie, din punctul tău de vedere, e chiar o impunere, da? E chiar o necesitate absolută față de ceea ce eu sunt. Felul în care sunt cei din jurul meu este în afara voinței și conștiinței mele. Ar trebui să fie. Sigur, există dascăli, da? Învățători, profesori, care au profesiunea de a educa, de a transmite altora, da? Învățături, modele de comportament și așa mai departe. Noi nu vorbim, eu nu vorbesc acum de aceea, e vorba de modul general. Eu n-am menirea să te educ pe tine, eu nu de aceea sunt acum aici să te educ, eu îți explic cum văd, da? Și poate că îți folosește și poate că folosești pentru tine. Nu e obligatoriu, nu e interzis. Evident că poate că tu ești profesor, profesoară și ai menirea să faci chestia asta. Nu e competența, nu e menirea mea să-ți spun ce să faci ca profesor. Eu spun ca om. Ca om, pentru ca să funcționez bine, ca să pot dobândi acest echilibru, aceste zile de 5, e bine să dobândesc, iată, această obișnuință de a aproba, de a chiar mă bucura de existența semenilor mei, vorbind la modul general. Sigur că acceptându-i am șansa să-i înțeleg mai bine, pentru că negarea, critica, etichetare, evaluare și așa mai departe sunt niște filtre care pervertește modul în care eu îi percep. Să fiți foarte atenți, pentru că pare că analiza mea este obiectivă, dar nu are cum, nu sunt obiect, tu nu ești obiect, eu nu sunt obiect, terțul pe care l-am analizat noi doi nu este un obiect, așa că ce analiză obiectivă putem noi face, fiecare sau amândoi, despre un al treilea? Astăzi e Georgică de servici. Deci și tu și eu despre Georgică avem niște impresii, să le zicem, niște percepții care au o legătură în primul rând cu cine sunt eu și cine ești tu. Și mai puțin de cine e Georgică. Sigur, în al doilea rând, ține de ceea ce Georgică transmite către tine și către mine. Transmite nu neapărat activ, nu neapărat conștient, ci exportă, dacă vrei, da? Ce iese din el. Comunicarea aceasta dintre noi, dintre tine și Georgică, dintre mine și Georgică, dintre noi doi, este pe foarte multe nivele, de foarte multe feluri, calități substanțiale și mai puțin explicite, implicite, subliminale, liminale, luminale, tot felul de nivele și de feluri de a face ca aceste informații să circule. Am spus în cele trei feluri, trei direcții, încolo și înapoi, ar fi șase până la urmă. Așa că ceea ce eu văd la Georgică, ceea ce vezi tu la Georgică, e doar o parte și o parte, să zicem, subiectivă, pentru că ține de modul meu de percepere, de modul tău de percepere și chiar de modul lui de a lăsa să vedem cine este el. E foarte posibil ca Georgică să aibă conștient sau mai puțin conștient
evident sau mai puțin evident, un mecanism, să zicem, da? Un program, că tot vorbim de softuri, de programe, care să diferențieze comunicarea lui față de tine, de cea față de mine. Și aici te chem să fii sincer cu tine și să rememorezi, să-ți faci o analiză, poate nu acum, poate după emisiune, poate diseară, înainte de culcare, modurile în care tu te-ai raportat sau ai vrut să te raportezi față de diverse persoane, chiar apropiate. Ai vrut să pari într-un fel, de exemplu, față de mama și altfel față de tata, știind că ei reacționează în moduri diferite. Hai să facem o scurtă pauză și mergem mai departe după aceea. Te aștept! Bine ai revenit! Spuneam, deci, înainte de pauză, că noi suntem în multe împrejurări dispuși să ne manifestăm în mod diferit față de o persoană sau alta. Dădeam exemplu cu mama și cu tata. Mamei plăcea să fiu mai cumințel și atunci voiam să apar în ochii ei ca fiind un cumințel. Tata voia să fiu mai răzbătător, mai bărbat și atunci mă manifestam ca atare. Am dat un exemplu, da? E ipotetic, înțelegeți ce vreau să spun. Așa e posibil și e uzual să existe noi mecanisme care să regleze oarecum modul nostru de reflectare față de ceilalți. Așa că ceea ce tu percepi despre Georgică și ceea ce eu percep despre Georgică poate să fie diferit și din cauza că tu ești diferit de mine și eu de tine, dar și pentru că Georgică vrea să-ți apară ție într-un fel și mie într-alt fel. În funcție de cum ne percepe el, ce crede el că punem noi preț, cam toți am vrea, în general, să arătăm mai bine în ochii celor cu care ne întâlnim. Bun. Iată că sunt așa multe diferențe între cine este Georgică, cum este Georgică și cine îl percep eu, tu și împreună, dacă încercăm chiar să facem o analiză, să zicem, nu, de comun acord, mai lași tu, mai pun eu, cum se zice, tot sunt diferențe mari față de ceea ce Georgică este, iar una peste alta, indiferent de valabilitatea, de corectitudinea, de abilitățile noastre analitice și așa mai departe, de calitatea acestei evaluări, acestei etichetări a lui Georgică. Georgică este cel care este și va fi și în continuare influențat de părerea noastră. Sigur că nu suntem indiferenți și nu suntem total neinfluențabili de părerea celorlalți, de atitudinea celorlalți față de noi, dar în foarte mică măsură, și asta nu justifică nici într-un caz existența acestei boli de a critica, de a eticheta, de a ne exprima cu privire la ceilalți, ca să nu vorbesc despre o mare parte dintre oameni care își propun să corecteze, da? Asta știu eu. Georgică e prietenul meu și am tot motivul, toată îndreptățirea să-l fac om, să-l corectez, să-l aduc pe drumul cel bun, să, da, să. Nu e așa. Evident că nu e așa. Știi foarte bine, știi cât de mult ții la propria ta independență, libertate, libertate de exprimare, care să nu fie îngrădită de legi, păreri, cutume, dispoziții, da? Reglementări din afară, și nici lui Georgică nu-i să lăsăm pe Georgică, să-l binecuvântăm și să ne vedem de ale noastre. Bucuria, revin, ar trebui să mă facă să constat că există Georgică, există tu, există eu, Maricica și toți și toate celelalte.
Dacă reușesc să fac acest lucru și iată azi e o zi potrivită pentru că sunt într-o zi de 5, 5-ul ne marchează și pe tine și pe mine în felurile sale, în proporțiile sale diferite de la unul la altul, dar ne influențează, ne împinge, dacă vrei, ne constituie până la urmă. Îl avem pe 5 și tu și eu, care ne poate ajuta să, într-o zi de echilibru, să înțelegem chestia asta, că sunt și eu mult mai bine, mai echilibrat, mai armonios, dacă reușesc să scap de boala asta care am zis-o, de a eticheta. Și etichetele se pun foarte repede. Nu vreau să spun, dar știți despre ce vorbesc. Ăla așa, ăla așa, aia așa, uite-o și pe aia, uite-o și pe ăla. Și etichetele sunt la îndemână, comparațiile cu regnul animal sunt foarte răspândite, ceea ce nu-i ok. Și încă o dată, dacă reușim să resetăm, da, obișnuințele noastre, apucăturile noastre, tendințele noastre, atitudinea noastră la modul general de a accepta existența diversității în manifestare a semenilor noștri, vom fi mult mai eliberați, mult mai plini de energie pentru a o folosi pentru propriul nostru interes, pentru că face mereu aceste analize, etichetări, evaluări, da? Consumă atenția noastră, energia noastră, timpul nostru, care toate e păcat să le alocăm unor asemenea acțiuni nefolositoare, nici lui Georgică, menționatul anterior, nici ție, nici mie, nimănui. Ok. Suntem deci într-o zi de 5, cum spuneam, într-un 5 provenit din 14-le acestui 14 martie, în care egal depărtați, fiind în postura lui 5, în poziția lui 5 față de 1 și de 9, suntem de acum la mijlocul unui ciclu, a unui ciclu evolutiv, să-i spunem, în care intrăm în partea a doua a ciclului, care întotdeauna, am mai spus asta, este mai dificilă. După acumulările, să zicem, primare a lui 1, da, 2, 3 și 4, suntem astăzi în punctul de inflexiune de la bebeluși către adulți. La adulți, unde pretențiile sunt mai mari, oferta este mai mare, dar și așteptarea. Așteptarea în sensul de așteptarea rezultatelor, nu așteptarea noastră, să nu, că așteptările nu sunt bune, ci ceea ce e de așteptat să producem, da? Investiția întotdeauna înseamnă să pui ceva ca să iasă ceva, nu? Asta e investiția. Și noi, iată, 4 zile la rând și ziua de astăzi se investește pentru ca să producem. Pentru ca în celelalte zile, următoarele zile până la nou, pe baza acestor investiții de energie, vibrații, cunoștință, îngăduință, pentru că îți spuneam, în calitatea noastră de bebeluș, pe parcursul zilelor de început, suntem îngăduiți. Adică suntem iertați mai ușor, suntem susținuți, suntem ajutați, pentru că nu-i așa, copilași, bebeluși, cum mai spune Aurora, care vă salută prin mine, apropo, primesc asemenea ajutoare, asemenea îngăduință. Eu ce să aștept de la un bebeluș? Nu suntem așa de critici, trecem cu vederea, greșelile, scăpările și așa mai departe, doar că această perioadă de investiție, da, a universului, vorbim, a societății, a umanității, în noi, este urmată de partea a doua de aducerea de rezultate, de fructe, de poame, de, cum vrei să spun, rezultate care se manifestă mult mai repede. Aici a fost o perioadă de acumulare, urmează de azi următoarele 4 zile de valorizare, de valorificare, da? E de așteptat ca următoarele zile, vibrațional vorbind, într-un ciclu de 9, ți-am spus, mai spun o dată, ești poate într-o altă etapă a ciclului de 9 în propria ta evoluție, dar la nivelul umanității și tu și eu aparținem acestei
evoluții de 9 zile, astăzi fiind ziua de 5, din punct de vedere psihologic, interior, intim, respectiv într-o zi de 1 și mergem imediat și la acest 1, cu toții începem astăzi un ciclu de 9 zile, chiar dacă începutul tău sau al meu este într-o altă zi. Cu toții astăzi avem această vibrație 1, puterea lui 1 se manifestă astăzi puternic, pentru că evident, sau mai puțin evident, această operație pe care numerologic o facem noi de a aduna toate cifrele din data de astăzi este subînțeleasă, dacă vrei să înțelegi lucrurile, da? Nu că ar exista un numerolog al lui Doamne, Doamne, care are tableta acolo și zice, apa, suntem pe 14, azi noapte la 12, azi decretat, de azi încolo, toată ziua de azi, astăzi, nu de azi încolo, de acum încolo, de la ora asta până mâine la aceeași oră, este o vibrație 1. Mâine seară sau diseară face iarăși un ședință tehnică, trecem la vibrația 2. Evident că nu e așa, dar nici nu pot să spui că nu e cine să facă această adunare și că speculațiile numerologice sunt, hai să vorbim și noi despre cifre. Nu e chiar așa, simți și dacă mi-ai urmat sfatul de acum câteva emisiuni să-ți faci un caietel, să-ți faci un proiectel de a-ți urmări manifestările pe parcursul unui ciclu întreg și iată, de astăzi poți să faci chestia asta dacă n-ai făcut-o sau vrei să o reiei, da? Azi e 1, diseară la asta, cum am manifestat eu într-o vibrație 1 generală, cum am zis. Sigur că nu uiți să-ți faci în paralel și vibrația ta proprie, da? Vibrația ta proprie, care înseamnă acest 1 plus factorul de schimbare. La mine e 5, care rezultă din 14 septembrie, da? Ți-am spus, 5, și cu 1, 6. Deci, în caietul meu diseară scriu, astăzi, într-o zi de vibrație universală 1 și vibrație personală 6, am fost zăpăcit, am fost derutat, o fi primăvara, n-o fi, fiecare scrie ce simte, ceea ce astăzi parcă mi-au venit ușor ideile sau astăzi parcă mi-a fost foarte ușor să plec dintr-un loc sau să ascult pe cineva. Astăzi, mâine, de exemplu, să zicem că eu nu, un 2, ce răbdare am avut să ascult oamenii, de obicei nu sunt așa. Ba chiar am fost dispus să primesc o ofertă de colaborare. Ce mi-a fi venit? Da? Poi mine, într-o zi de 3, mamă, ce bine am comunicat cu oamenii. Și așa mai departe. 4 e așa, 5 e așa. Fiecare în parte, da? Își scrie, dacă vrei, nu e nimic obligatoriu, nimic interzis, manifestă tipicul de reflexie, de atitudine, de răspuns, tipul de răspuns pe care, da, de reacție, da, pe care îl avem într-o zi față de pe tot parcursul unei zile, parcurgând acest ciclu de 9 zile, poate de mai multe ori chiar, da, pentru că trebuie să-ți educi într-un fel și să-ți elevezi capacitatea de autoanaliză, de a desprinde ce te-a caracterizat în acea zi. Poate că nu din prima ne dăm seama, dar spunem, azi m-am întâlnit cu 5 oameni, am vorbit la telefon nu știu ce. Deci un fel de jurnal de zi, poate că începem cu asta. Nu toată lumea are din prima să își auto-sesizeze anumite obiceiuri diferite de la o zi la alta, anumite tipicuri, da? Mostre sau matrițe sau forme specifice de manifestare, de reacție și așa mai departe. Și atunci poate că jurnalul acesta e bun să-l începem pur și simplu relatând, consemnând, da? În scris e mai ușor și cu ocazia asta faci un foarte bun exercițiu pe care nu prea îl mai facem de când cu tastatura, da? Să mai scrie și cu mânuța. Astăzi avem o emisiune despre mâini, da? Noi avem două mâini și nu prea le mai folosim decât, da? Și atunci acest exercițiu care face o legătură interesantă și
bilaterală, biunivocă, între minte și prin ochi, prin mână. Sunt niște lucruri foarte importante, da? Îți faci și exercițiu foarte util pentru dezvoltarea și pentru elasticizarea, să zicem, minții tale. Și cu timpul, acumulând asemenea consemnări, asemenea pagini de jurnal, poate că îți vei dezvolta capacitatea de sinteză, de a desprinde caracteristicile vibrației 2 în propria ta viață, în propriul tău tip de comportament, de atitudine, da? Uite, astăzi am avut o atitudine mult mai îngăduitoare. Astăzi a fost o zi de 6. Păi 6 este vibrația iubirii. Poate că din iubire am făcut-o. Ia să văd eu peste 9 zile. Și mai mă duc, da? Mai fac o consemnare. Și poate că în modul acesta, comparând, adunându-se tipicuri asemănătoare, să ne prindem, să facă de clic, asta este tipul de comportament într-o zi de iubire, de 6. A fost 6-le meu personal, a fost 6-le umanității, a fost 6 de interior, a fost 6 de exterior. Iată câte variante de manifestare a iubirii avem, numerologic vorbind, da? Ei, într-o asemenea zi, iată, în care avem o mână, două mâini, adică un 5 și un 10, un 1, un 1 care le cuprinde pe toate, așa cum mâna 1, o mână, cuprinde cele 5, cele 5 elemente care sunt focul, apa, pământul, aerul și eterul, și eterul care, până una alta, din câte se știe, este sursa celorlalte 4, și totuși, iată, în mână vine ca membru egal cu celelalte, da? Chiar dacă rolul, să zicem, acestui deget ar fi, da, corelat cumva cu fiecare dintre ele și ar fi, să zicem, un rol mai important, poate că nu ăsta e eterul. Mie așa mi-a ieșit întâmplător. Nimic nu e întâmplător, știi tu foarte bine, dar să zicem că ar putea fi întâmplător. Una peste alta, ideea este că în eterul care este sursa celorlalte 4, intră toate 4 și intră și el însuși. Iată o înțelegere interesantă. Deci mâna le cuprinde pe toate 5. Dacă ar fi să dăm o echivalență, am spune o mână eterică, nu e numai eterică, dar acum facem o... Deci o mână a eterului din care toate provin, din care toate pot proveni, pot să se nască, și apa și aerul și focul și pământul, dar chiar și însuși eterul este înăuntru său. E, asta ne ajută poate, te ajută poate să faci un pas înainte, să mai revezi puțin ce ziceam în alte emisiuni, cum e cu picătura și oceanul, cum intră oceanul în picătură, cum e oceanul constituit din suma picăturilor, din esența, din ideea de picătură și invers. Picătura este ideea de ocean, cuprinde oceanul, le are pe toate. Mâna aceasta, iată, care ne-a dat-o Creatorul la îndemână, că o vedem cel mai mult, da? De câte ori ne folosim, cam trebuie să ne uităm. Sigur, avem niște reflexe, avem niște mișcări reflexive, adică automate, și nu e nevoie să ne uităm. Dar în multe împrejurări ne uităm. Este ceea ce vedem cel mai des, le avem pe toate cele 5. Sigur, vorbesc la modul general, Doamne ferește de excepții. Noi vorbim despre reguli în care suntem, iată, bombardați în sensul bun cu informații că avem 5, că ele 5 împreună fac o mână, hai să dăm mână cu mână, ne învață strămoșii noștri care nu e asta, unde-s 2 puterea crește, unde-s 2 mâini, da? 2 nu e altceva decât 2 la un moment dat, nu e doar, ci și așa, deci o mână sau 2 mâini e tot una și nu-i tot una, cu fiecare dintre ele, apropo de cele 2 emisfere care coordonează fiecare câte un anume tip de comportament, de atitudine, are o anumită formă de percepție, de înregistrare, de analiză a situației
percepute, da? Și totuși împreună, cred că nici tu și nici el și nici ea, nu simțim, aoleu, acum sunt pe stânga, acum sunt pe dreapta. Pentru noi, mintea operează cu ambele emisfere deodată, cel puțin puține persoane sunt apte sau sunt obișnuite să facă o distinție. Sigur, ea poate fi făcută, ea poate fi studiată, analizată, dar la modul de comportament obișnuit, foarte puțin sunt cei care pot să spună am vorbit din partea stângă sau din partea dreaptă. Sigur, avem frați, surori, prieteni care ne spun asta e din inimă, asta e din minte. Sunt distincții interesante și poate că nu sunt chiar așa. Distincția poate fi făcută, separarea, cum spun eu, doar artificial, doar ceea ce obișnuim să facem, planșa 1, 2, 3, 4 și să credem că ele funcționează, se manifestă, se exprimă separat. Separarea nu există decât, da, convențional. Și cu toate astea, suntem, iată, într-o zi în care să învățăm, să ne prindem, cum se zice, despre rolul mâinilor, despre rolul egal până la urmă. Sigur, marea majoritate sunt dreptaci, unii sunt stângaci, la sporturi ați văzut și la scrimă și la tenis, stângacii sunt, și chiar și la fotbal uneori, stângacii sunt mai căutați, sunt mai special, mai nu știu cum, dar ceea ce noi, tu și cu mine, învățăm și înțelegem astăzi și folosim de aici încolo, este egalitatea, echilibru, armonia, dacă vrei, simetria, pentru că armonia ține de simetrie, simetria celor două. Sigur, am învățat să scriu cu dreapta și scriu cu dreapta, sau mulți cu stânga, dar de scris ar trebui să înțeleg că ar trebui să pot să scriu cu amândouă. Amândouă sunt făcute pentru scris. Bun, nu e nicio problemă că am învățat, că am dobândit chestia asta, dar să revăd, să resetez, cum vorbesc eu mereu, în mintuca mea cel puțin, teoretic deocamdată, că aș putea la fel de bine să scriu cu stânga, ba chiar aș putea să scriu cu stânga de la dreapta spre stânga. Și la asta să ne gândim. Acum, vorbind pentru cei care sunt mai înaintați în vârstă, pentru creierele care nu prea mai sunt așa mult folosite în activitatea de zi de zi, pe măsură ce ne-am retras la pensie, cum se zice, această abordare simetrică, holistică a minții noastre, a creierului nostru, care are două componente, dar care, având funcționalități diferite, funcționează deodată, și nevoia de a ne folosi ambele mâini, de a înlocui uneori o mână cu alta, de a înlocui mersul, da, înainte cu mersul înapoi, de a face ruperi de continuitate, de monotonie, adică, de exemplu, să ne schimbăm traseul de la de acasă până la piață pe o rută diferită decât cea obișnuită. Sigur, mintea noastră funcționează elevat și drumul critic, care înseamnă drumul cel mai scurt cu costuri cele mai mici, cu rezultate cât mai mari, da? Ține de o valorificare a unor trasee, să zicem, da? A unor condiții, printre care cel mai simplu ce este, este drumul cel mai scurt, că ai consumul cel mai mic de energie și atunci evident că vei căuta întotdeauna drumul cel mai scurt. Dar poate că uneori e bine să facem chestia asta și într-o zi ca astăzi suntem îndemnați să ieșim din această scurtime neapărată. Poate că uneori drumurile mai lungi sunt interesante de asemenea. Iată că am ajuns la sfârșit. Te aștept ca de obicei miercurea viitoare de la 4. Te iubește, Adrian, și îți urează toate cele bune.